Senatorul în funcție Liviu Mazilu a votat la prima ora dimineții la una dintre secțiile amenajate în incinta Colegiului Național Trean din Drobeta Turno Severin. Este convins de faptul că mehedințenii au înțeles dezastrul economic și social în care a fost aruncată țara în ultimul an și vor vota în consecință. Senatorul Liviu Mazilu are domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu Severin și a votat, ca de obicei, la Colegiul Național Traian. A votat cu gândul la șansa pe care românii o au astăzi de a decide pentru viitorul lor, al copilor și al bunicilor lor. Am votat pentru o Românie normală, revenirea la normalitate, am votat pentru siguranța locurilor de muncă, am votat pentru o Românie sănătoasă și nevirusată și îndemn toți românii să iese la vot pentru că votul durează, iată, 4 minute și contează 4 ani. E mai periculos să stai acasă decât să mergi la vot. Astăzi Românii sunt judecătorii supremi, ei își pun părerea, ei judecă și îi îndemn să exercite această putere, să iese la vot, să voteze ca să se salveze. Pe parcursul zilei, Liviu Mazilu se va asigura că procesul electoral se desfășoară în bune condiții în județul Mehedinți.